E că asta e situația. Domnul de la situații operative pe noi ne-a reținut, ne-a dus aici, ne-a zis, țineți-i. E că noi acum stăm, e că de la 6:30, noi stăm și pierdem timp, dăm explicații pentru o plângere care nici măcar nu era depusă în momentul reținerii. Dar cine a depus plângerea? Noi încă nu cunoaștem nimic. Noi încă nu cunoaștem absolut. Doar ne s-a comunicat, suntem reținuți și gata. Că pe noi ne-a escortat, dar pe dânșii nu. Dumnealui la fața locului ăsta, cine sunt persoanele violente? Deși noi am fost unicii care ne-a legitimat. Unicii care am răspuns respectuos și ne-am cerut dreptul. Noi am fost unicii care am cerut respectarea drepturilor noastre. Ilie și eu. Noi am prezentat buletinul. Restul dintre înșii nimeni nu a prezentat buletinul. Și de față cu polițiștii am fost îmbrânciți. De față cu polițiștii am fost lovit și asta se vede în filmare. Și bine că am filmat. Pe dânșii, eu crezut pe cuvânt că eu să venim de la sector. Pe noi mi-a sumat să-i urmăm. Pe dânșii nu i-a reținut, dar pe noi da. Erau îmbrăcați în uniforme de polițiști? Cine? Da. Domnii care v-au reținut. Da, bineînțeles. Și gradul militar și ulterior, în final, s-a așa legitimat. La final. Deși legea pe vede în stat. Nu mai te-ai apropiat, te-ai legitimat. După ce de 10 ori, și asta se aude și se vede, legitimați-vă rog, legitimați-vă rog, cu cine vorbesc, forma deschisă. Mm-hmm. Dar ce urmează mai departe? Ce fac băieții mai departe? Depinde cu care caz noi avem la moment. Ei ați pleacă acasă? Minimul de la domnul Vlad avem 3 plângeri. Mm-hmm. Plus una examinare de la celelalte persoane, vă dați seama și vă numai locuiesc. Din cauza celor care am fost aduși, inițial am scris o explicație. Ce da. Facem acolo? De ce e cum?